Caporalul Wojtek, probabil cea mai grozavă mascotă din lume, a fost de fapt un urs brun de 2 metri și 227 de kilograme, care a luptat alături de soldații polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial. În aprilie 1942, un grup al organizației militare poloneze, eliberat recent dintr-un lagăr de muncă din Siberia, călătorea cu trenul prin munții Iranului. Ei se îndreptau în Orientul Mijlociu pentru a se alătura aliaților britanici. În timpul unei opriri în orașul Hamadan din Iran, unii soldați și-au împărțit mâncarea cu un băiat curd care căra un sac mare, însă ei au observat că sacul se mișca, moment în care copilul le-a dezvăluit că ascundea un pui de urs brun sirian pe care l-a găsit abandonat de mama sa, care cel mai probabil fusese împușcată de vânători. Soldații și-au strâns împreună puținele resurse pe care le aveau, iar comandantul, Anatol Tarnovietski, l-a folosit pentru a negocia cu băiatul curd pentru puiul de urs. Potrivit relatărilor de mai târziu, ursul a fost vândut în schimbul unui baton de ciocolată, un briciag elvețian, o conservă de carne de vită cu porumb și alte lucruri la conservă. Comandantul Tarnovietski a păstrat puiul de urs pentru câteva săptămâni, după care l-a donat soldaților din campania de aprovizionare a artileriei 22. Soldații l-au numit pe urs Wojtek sau Luptătorul Fericit. Ei l-au hrănit cu lapte condensat, improvizând biberoane din sticle de vodcă goale. După ce a crescut, a fost hrănit cu fructe, marmeladă, sirop de miere și bere, ca un deliciu. Wojtek s-a adaptat rapid stilului de viață din tabără. El se lua la trândă cu soldații, stătea la focul de tabără alături de aceștia și dormea în corturile lor. Soldații l-au învățat de asemenea să salute. Ursului îi plăcea să-i fugărească și să prindă portocalele pe care soldații le foloseau în locul grenadelor în timpul instrucției. Văzând cât de docil era Wojtek și impulsul moral pe care îl oferea soldaților, ofițerii nu aveau nimic împotrivă cu faptul că animalul trăia în tabăra lor. El a devenit mascota neoficială a companiei. Interacționarea cu ursul era un remediu pentru soldații cu dor de casă, dintre care unii de-abia erau trecuți de 18 ani. Pe măsură ce Wojtek a crescut mai mare și, desigur, mai puternic, câte trei soldați deodată se luau la trântă cu el, iar uneori jucau lupta cu odgonul, sau cum este denumit în prezent, trasul sforii. Wojtek devenise prieten și cu celelalte animale din tabără, inclusiv cu un câine dalmațian ce aparținea unui ofițer de legătură britanic. Ursul și câinele alergau ore în șir unul după celălalt și se luptau continuu, fără ca unul să pățească ceva rău. Soldații l-au învățat pe Wojtek să prindă oamenii de picioare și să-i țină cu capul în jos. Era un mod amuzant de a primi noii veniți în tabără care la început credeau că vor fi mâncați de urs. Wojtek a copiat multe dintre comportamentele oamenilor din jurul său, a învățat să stea pe două picioare și să mărșăluiască alături de soldați și din spusele acestora putea de asemenea să bea bere de unul singur direct din sticlă. Îi plăcea să mănânce țigări, își deschidea gura, soldații îi dădeau o țigară aprinsă, trăgeau un fum, după care o mesteca copios. Tot ei au spus că ursului nu îi plăceau țigările stinse. Desigur, în prezent acest lucru se numește abuz de animale, dar soldații iubeau ursul și trăiau în alte vremuri. Aparent, Wojtek era și un fan al cafelei. Alături de campania 22, ursul a staționat în Siria, Irak, apoi în Palestina și în cele din urmă în Egipt. El era cunoscut ca fiind foarte neastâmpărat, intrând în tot felul de belele. Într-o tabără a aliaților din Irak, spre oroarea unor femei terifiate, Wojtek le-a furat lenjeria intimă de pe frânghia de rufe. În ajunul Crăciunului, după un ospăț tradițional polonez, unde el și mulți dintre soldați s-au bucurat de vin, Wojtek, fiind beat, a intrat într-un depozit de alimente din tabără, răvășind totul în jurul său în căutarea de gem și alte dulcețuri. Ursul și-a dat seama cum să intre în dușul comunal și cum să dea drumul la apă caldă, însă din păcate nu stătea foarte bine la raționalizarea apei, ceea ce era un lucru prețios în Orientul Mijlociu, iar din cauza sa, câteodată soldații rămâneau fără apă, motiv pentru care erau obligați să încuie ușa cu lacătul, însă Wojtek se plimba în jurul băii în speranța că poate intra acolo. Într-o zi din luna iunie 1943, ursul din povestea noastră a observat că ușa de la baia comunală este întredeschisă și a intrat înăuntru, însă acolo a găsit un spion arab aflat într-o misiune de recunoaștere ce se ascundea în duș, dar spre ghinionul lui acum era față în față cu un urs. Țipetele acestuia au alertat gardienii care l-au luat imediat pe bărbat în custodie.
Spionul era atât de înspăimântat de Wojtek, încât a divulgat diverse secrete militare, inclusiv noutăți despre un atac surpriză, motiv pentru care tabăra a fost mutată imediat din calea luptei pentru că erau depășiți numeric. Ca răsplată pentru găsirea spionului inamic, Wojtek a primit multe dulciuri și a fost permis să facă un duș cât vrea el de lung. În 1944, campania poloneză a navigat pe mare din Alexandria, Egipt, către Napoli, Italia, pentru a lupta alături de a 8-a armată britanică, o unitate militară ce a luptat în Africa de Nord și Italia. Însă, revenind la povestea noastră, pe nava britanică cu care călătorea campania din Polonia, existau reguli stricte ce interziceau mascotele și animalele de companie la bordul acesteia. Însă, campania 22 a evitat aceste reguli înrolându-l pe Wojtek în armată. Lui i s-a acordat rangul de soldat, a primit propriul carnețel de notițe și număr de serie. În timpul bătăliei brutale de la mănăstirea Monte Cassino din Italia, Wojtek a privit cum soldații care cu mâinile goale lăs de muniție grele de 45 de kilograme de la camioanele de aprovizionare până în prima linie a luptei, iar ursul a început imediat să copieze ce făceau soldații, stând în picioare și cărând mai multe lăs de muniție deodată. Totuși, Wojtek, din lipsă de cunoștință și lene, muta doar lăzile goale. În cele din urmă, aliații au câștigat lupta dificilă, iar acțiunile sale curajoase i-au adus o promovare la rangul de caporal și totodată, datorită popularității, o imagine reprezentativă a lui Wojtek, adică un urs ce cară artilerie grea, a devenit emblema oficială a campaniei 22. Emblema a fost pusă pe vehicule, steaguri, stilouri și uniforme. Odată ce al doilea război mondial a luat sfârșit, în 1945, campania 22 alături de Wojtek au staționat la aerodromul Winfield, o fermă din pădurile din Scoția. Acolo, ursul nostru a devenit popular printre localnici, în special cu jurnaliștii și copiii. În 1947, armata poloneză a fost scoasă din serviciu, iar majoritatea soldaților s-au întors la casele lor din Polonia și erau foarte triști atunci când au fost nevoiți să își ia la revedere de la ursul lor. Wojtek a fost trimis la grădina zoologică Edberg din Scoția. La început, îngrijitorii de acolo au decis să-l prezinte altor urși captivi, dar acest lucru nu a funcționat. Wojtek credea că el este un om, motiv pentru care i-a fost acordat propriul spațiu la grădina zoologică. Din când în când, foștii camarazi ai ursului veneau în vizită. Aceștia săreau gardul curții unde era închis și se luptau corp la corp sau se îmbrățișau cu ursul ca pe vremurile bune. De asemenea, îi aduceau bere și țigări aprinse. Îngrijitorii grădinii zoologice au observat că Wojtek se înviora de fiecare dată când auzea cuvinte rostite în limba poloneză. Ursul și-a trăit restul zilelor la această grădină zoologică și a murit în 1963 la vârsta de 22 de ani. Atât în Edberg cât și în Cracovia, un oraș din Polonia, au fost construite sculpturi ale lui Wojtek. De asemenea, Muzeul Imperial de Război și Muzeul Sikorski găzduiesc monumente comemorative ale ursului. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!